Campionatul Ligii a 5-a își dispută duminică nouă rundă. Primele două formații din clasamentul Seriei Nord, FC Corp și AS Dragoslavele, vor evolua în deplasare la Bughea de Jos și respectiv la Vulturești. Actualul lider al seriei pare să aibă o misiune ușoară în confruntarea de la Bughea de Jos cu formația gazdă Unirea, pe când ocupanta locului secund AS Dragoslavele va avea un joc greu cu Vulturii din Vulturești. FC Corp este cotată cu prima șansă la victorie, astfel că vine la Bughea de Jos să cucerească toate cele 3 puncte puse în joc, chiar dacă va avea de înfruntat o echipă Unirea în revenire de formă pe un teren de joc extrem de dificil. O altă confruntare interesantă va avea loc la Cetățeni, acolo unde echipa din localitate va primi vizita Cimentului din Valea Mare Pravăț. Chiar dacă gazdele ocupă ultimul loc în clasamentul seriei, vor să învingă duminică Cimentul și să furnizeze surpriza rundei. Și la Aninoasa, iubitorii fotbalului de la acest nivel sunt invitați să participe la jocul dintre formația gazdă Inter și AS Godeni, un veritabil derby al localităților. Programul complet al etapei a 4-a din campionatul județean de fotbal Liga a 5-a, seriile Nord, Sud și Centru este următorul.